Ne dorim să facem sport, dar cum putem evita accidentările și culege cât mai multe roade de pe urma activității fizice? Meninscu are un rol foarte important în genunchi, acela de a proteja cartilajul, de a nu face artroză, de a nu-l distruge și rolul secundar în stabilitatea genunchiului. Are mai multe roluri, dar astea sunt cele mai importante, explică medicul ortoped Ioan Bongtan Codorean. Tratarea meniscului rupt se face în două feluri. Îl scoatem și rămânem fără el și atunci avem probleme sau îl coasem ca să rămânem cu el. Cu cât pacientul vine mai repede la medic, cu atât șansa de a coase este mai mare. Cu cât coase meniscul mai repede, cu atât șansa ca el să se vindece este mai mare. Prin urmare, când știm că avem ruptură de menisc, recomandarea specialistului este că nu trebuie să stăm așa și să așteptăm și să nu mai doară, ci să mergem la ortoped cât mai repede pentru a salva meniscul și, prin urmare, sănătatea articulației. Din punct de vedere al gravității accidentelor, cel mai periculos este schiul alpin, consideră medicul. Aici pot apărea cele mai grave accidente. Apoi, din punct de vedere al numărului de accidentări, cele mai multe apar la fotbal pentru că sunt cei mai mulți practicanți. Nu în ultimul rând ca proporție de accidente din număr de practicanți, handbalul și basketul, pentru că sunt sportivi care se fac pe suprafețe dure, implică foarte multe pivotări, răsuciri și sărituri. Când sari, trebuie să și aterizezi. Când aterizezi, poți să fii dezechilibrat apoi o torsiune la nivelul genunchiului sau gleznei și apar accidentări grave. De asemenea, aceste două sporturi implică atât membrele superioare cât și cele inferioare. Față de fotbal, unde 99% din accidentări sunt la nivelul membrelor inferioare, explică medicul. Relatează mediafax.ro